Bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Șoferi fără permis și cu numere false pe șoselele din județ. Primărie din Vâlcea datoare 5,2 miliarde de lei vechi la lăutari. Mariu Găman mulțumit după succesul cu Deva. Polițiștii au prins la volan un șofer care conducea fără carnet într-o mașină nenmatriculată. Tânărul de 18 ani din Mătăsari s-a ales cu dosar penal. Cel în cauză a fost depistat pe un drum din Câlnic. Acum tânărul este cercetat în stare de libertate pentru infracțiuni la legea circulației. La data de 4 mai anul curent, polițiști din cadrul secției 1 Poliției Rurale Târgu Jiu au depistat în trafic un tânăr de 18 ani din comuna Mătăsari, în timp ce conducea un autovehicul neînmatriculat pe DN67 Câlnic, având montate blăcuțe cu numerele de matriculare atribuite unui alt autoturism. Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întâmplat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat și având montate plăcuțe cu numere false și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Aceeași dublă performanță rutieră a reușit-o și un bărbat de 45 de ani din comuna Mușetești. Acesta s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, fără a avea permis de conducere. La data de 3 mai anul curent, polițiști din cadrul postului de poliție Mușetești au depistat, în trafic, un bărbat de 45 de ani din comuna Mușetești, în timp ce conducea un tractor neînmatriculat sau neînregistrat pe drumul comunal 3C Bârcaciu. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Situație de râsul plânsul într-o comună vâlceană. Pentru a achita o datorie pe care primăria o are către lăutare, au fost scoase la licitație microbuzele școlare. Primăria din Sutej, județul Vâlcea, este executată silit după ce o trupă de lăutari din satul Mare a cântat acum 9 ani la zilele comunei. Primarul localității Alin Dumbrava a precizat că datoria inițială de 25.000 de lei a ajuns în prezent la 520.000 de lei din cauza penalităților foarte mari stipulate în contractul încheiat cu artiștii. De vină ar fi administrația de la acea vreme. Procesul s-a terminat definitiv în 2019. Primarul spune că lăutarii nu acceptă plata eșalonat, iar executorul a scos la licitație bunuri ale UAT-ului, între care și cele două microbuze școlare. 140 de copii sunt înscriși la școala gimnazială din localitate și probabil mulți vor alege să meargă la școli din localitățile învecinate, unde au transport asigurat. Comuna Sutești este o localitate cu o populație de circa 2000 de locuitori, situată într-o zonă din apropierea municipiului Drăgășani. Vești bune pentru gorjenii aflați în căutarea unui nou loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță desfășurarea bursei locurilor de muncă. Astfel, după 2 ani în care pandemia de coronavirus a împiedicat tradiționalele întâlniri dintre angajatori și persoanele în căutarea unui loc de muncă, în sfârșit se reia bursa locurilor de muncă. Evenimentul se va desfășura în data de 20 mai, la sediul Universității Constantin Brâncuș din Debarcader. Vor fi prezenți peste 60 de angajatori din județ. Această bursă este o măsură pe care o considerăm binevenită, revenită de fapt, fiindcă și-a dovedit eficacitatea de-a lungul timpului. Vom organiza această bursă în campusul studențesc universitar de la Universitatea Constantin Brâncuș din Debarcader pe data de 20 mai, începând cu ora 10. Noi deja ne deplasăm la angajatori, îi contactăm pentru a avea prezenți cât mai mulți. Mizez pe prezența unui număr de 60-70 de angajatori și cu siguranță că vom avea peste 1000 de locuri de muncă oferite. În județul Gorj sunt vacante circa 1400 de locuri de muncă. Sunt multe domenii în care deficitul de muncitori calificați se menține de ceva vreme. Vreau să vă zic că și pentru astăzi avem 1147 de locuri de muncă vacante oferite de către angajatori. Pentru agenți de securitate, ajutor bucătare, asistent medical, brutar, bucătar, cameriste, sudor, strungar universal, frezor universal. Deci paleta de ocupație este destul de variată, iar din aceste locuri, 9 sunt pentru cei cu studii superioare,
Și aici mă refer la inginer automatist, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer electroenergetic, inginer mecanic, inginer termoenergetic. Cu ocazia desfășurării bursei la sediul Universității de la Debarcader va fi amenajat și un stand unde vor putea fi identificate persoanele care vor să participe la cursurile de formare profesională. Vom avea tot la bursă și un stand cu formarea profesională, unde încercăm să identificăm cât mai multe persoane care doresc să participe la programele de formare profesională, care la fel sunt foarte utile, întrucât oferă participanților dobândirea de noi competențe profesionale și, până la urmă, ocuparea unui loc de muncă mult mai repede. La bursă vor participa și câțiva deținuți din penitenciarul Târgu Jiu. Aceștia vor avea oportunitatea de a deveni potențial angajați după punerea în libertate. Va participa la această bursă și o grupă de deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu. Am discutat deja cu domnul director și va veni o grupă însoțită care va participa la această bursă pentru a vedea cum și chiar a discuta cu angajatorii, fiindcă sunt deținuți care în perioada imediat următoare vor fi eliberați și să vadă cum se caută un loc de muncă, să discute chiar cu angajatorii și e posibil deja să discute eventuala angajare după ce va fi eliberat. Participarea la eveniment este gratuită. Crește ușor producția de energie electrică la nivelul complexului energetic Oltenia. Compania a început să crească treptat cantitatea de curent electric pe care o produce și livrează în sistemul energetic național. În momentul de față s-a ajuns la o medie de 1300 de megawați. Este un plus față de ultimele zile din luna aprilie, când media era de sub 1000 de megawați. Sunt în prezent în funcțiune 6 blocuri energetice. Sunt 2 grupuri pe cărbune pornite la Rovinari, 2 la Turceni și câte unul la Ișalnița și Craiova. Economia țării într-o stare dezastruoasă este declarația lui Danilie Morega, președintele IAIPP Gorj, care spune că situația economică din România continuă să fie din ce în ce mai grea. Prețurile, în loc să se plafoneze, cresc de la o zi la alta, iar traiul românilor devine astfel din ce în ce mai greu. Starea actuală a economiei țării nu pare a se schimba prea curând. Danilie Morega este revoltat de situația prin care trece România și consideră că principalii vinovați sunt guvernanții țării. Starea economiei actuale este într-o stare dezastroasă. Și vreau să mă justific. În 2 zile de la 4,88, roborul a crescut la 5. Dacă se mai adaugă și dobânzile care sunt ale băncilor, ajunge dobânda pentru un împrumut al celor care doresc să facă investiții sau să mai reziste, mă refer și la companii și la persoanele fizice, ajunge la 9-10%. Spuneți-mi și mie, dragi gorjeni și nu numai din regiunea Oltenia, cine poate să plătească o dobândă de 10% la ora actuală? Nu mai vorbim de desfințarea o serie întreagă de locuri de muncă. Cel mai recent episod care a dat peste cap veniturile românilor a fost plata facturilor foarte mari la gaze, dar și la curentul electric. A fost promisă chiar o plafonare a facturilor, însă cele declarate de autorități au rămas doar la stadiul de vorbe aruncate în vânt. La prețurile care le-am plătit atunci când a fost oarecare reducere în luna februarie-martie, ei au adăugat încă 25% pe perioada asta de vară. Vii închipuit și la gaze și la energie electrică când vom intra în iarnă, că vom muri de frig? De fapt, nu mai vreau să spun că, știți și dumneavoastră, pe posturile naționale, și nu vreau să dau niciun nume, de televiziune și radio, s-a spus foarte mult și s-au prezentat adevăruri cumplite, crude, de creșterea șomajului real, nu cel care îl pompează ei de 5-6%. Vom avea mari probleme și grave probleme din punct de vedere economic, atât la nivelul Gorjului, dar mai ales la nivelul țării. Cu incertitudinea generalizată din cauza războiului din Ucraina, evoluția economiei în primul trimestru din 2022 nu poate fi decât o surpriză plăcută sau neplăcută. Undeva la jumătatea lunii mai, INSE va publica datele semnal pentru evoluția economiei României în primul sfert din 2022.
Este nevoie de mijloace de transport performante pentru una din subunitățile miniere ale complexului energetic Oltenia. Potrivit estimărilor reprezentanților companiei, este nevoie de 7 vehicule de transport mixt, persoane și materiale, cu șofer pentru unitatea minieră de carieră Jilz. Caietul de sarcini prevede însă că vor fi închiriate numai autoturisme cu tracțiune integrală 6x6. Sunt foarte rare companiile care dispun de astfel de mijloace de transport. Bugetul alocat este de 232.000 de lei. Contractul va fi încheiat pe 3 luni. Vehiculele cu tracțiune normală nu fac față tot timpul pe drumurile din carierele miniere. Vine echipamentul de serviciu pentru personalul Direcției Silvice Gorj. Contractul colectiv de muncă prevede acordarea echipamentului pentru personalul silvic. Este vorba de costume de primăvară-toamnă. Echipamentul este aferent anului 2022. Vor fi costume pentru bărbați și taioare pentru femei. După ce în scurt timp va fi semnat un contract cu un furnizor, va începe livrarea costumelor necesare angajaților care lucrează în sectorul silvic din județul Gorj. Instituția va cheltui 464.000 de lei pentru a acorda acest drept angajaților. Municipiul Craiova va avea o nouă centură de ocolire. Contractul în valoare de 32 de milioane de euro a fost semnat la începutul lunii ianuarie, iar ieri a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Varianta de ocolire va avea o singură bandă pe sens și va traversa teritoriul administrativ al comunelor Podari, Malu Mare și Cârcea. Lungimea noului drum va fi de circa 10 km. Se vor construi două parcări, una pe sens, două pasaje, un pod peste canalul de ape uzate, două intersecții giratorii la nivel cu DN55 și DN56 și o bretea de acces pentru legătura cu DN6, în sensul giratoriu existent. Traseul va acoperi tranzitul prin sudul municipiului la mică distanță de uzina de automobile Ford, iar prin nodul de la Cârcea și DN65F se asigură legătura cu DN65 Craiova-Pitești și viitorul drum expres DEX12 Craiova-Pitești. În momentul de față, traficul de autovehicule din Drobeta Turnu Severin înspre București se desfășoară prin municipiul Craiova, ceea ce duce la o aglomerare a orașului. Pandurii a reușit să o învingă marți la Târgu Jiu pe CSM Deva. Gazdele s-au impus la limită după reușita lui Sean Ertz. Unicul gol al confruntării a venit în minutul 29, când mijlocașul belgian l-a învins cu un șut super pe golkeeperul advers. Pandurii a jucat mai bine de o oră în superioritate numerică după ce Caiondo a fost eliminat pentru două galbene. Elevii lui Mario Găman și-au creat ocazii, au avut și un gol anulat, dar nu au mai reușit să înscrie. Antrenorul gorjenilor a spus că victoria a venit după o dominare categorică a gazdelor, iar unii jucători au arătat că au potențial. Un succes bun. Un joc bun, un joc la discreția noastră, 90 de minute unde am existat doar noi. Da, un joc care ne dă încredere pentru ceea ce vrem să construim în viitor. Per total să mulțumim de tot ceea ce au arătat acești băieți minunați astăzi. O echipă tânără pe care, pe lângă, dacă ne ajută Dumnezeu și putem să plătim acei bani pentru a putea face transferuri cu 5-6 jucători de experiență, eu cred că la anul putem face o echipă foarte frumoasă aici. Pandurii se deplasează la liderul Reșița pentru următoarea partidă din play-off. Echipa de handbal mai are doar 2 pași până la un sezon cu victorii pe linie. Gorjencele au bifat un nou succes, de această dată în deplasare. Handbalistele pregătite de Liviu Andrei s-au impus pe terenul formației CSU Universitatea de Vest Timișoara, scor 20-28. Vizitatoarele au controlat partida, iar la pauză tabela arăta 11-16. Irazina Tulina și Bianca Chiriță, ambele cu câte 5 goluri, au fost cele mai bune marcatoare din tabăra alb-albastrelor. A fost a 18-a victorie din acest sezon. Pentru CSM Târgu Jiu urmează o pauză de aproximativ 2 săptămâni, apoi ultimele 2 confruntări ale campionatului, cu Gloria Bistrița 2 pe teren propriu pe 25 mai și cu CSU Reșița în deplasare pe 29 mai. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!